Crapul de calitate, dragii mei, este o dorință maximă, atât pentru gurmanzi, cât și pentru pescari. Dar cum se obțin, ce tehnologii și câte probleme există pentru ca el să poată fi pe masa noastră, este o taină a piscicultorilor. Câteva secrete le aflăm chiar acum din următorul material. Dragi prieteni ai emisiunii, am tot vorbit până acum de ferme vegetale, ferme zootehnice. Ei bine, iată că acum ne aflăm la o altfel de fermă, o fermă piscicolă, nu departe de București, pe raza localității Schitu, județul Giurgiu, și avem gazdă astăzi pe domnul Cornel Mocanu, directorul Alexander Park, o fermă piscicolă frumoasă, mare, despre care ne povestește dumnealui. Bună ziua! Bună ziua! E vorba de o fermă piscicolă de 180 de hectare, cu un lociu de apă de 160 de hectare, în care producem crap și adiacent, să spunem, ceva specii din complexul est-asiatic. Sânger, novac, cosaș, dar specia țintă a producției este crap. Și ferma asta are o istorie destul de lungă, ferma din ce mi-ați povestit. A fost construită și dată în folosință în 1972. Ulterior a fost cumpărată de actualul investitor în 2008. Să spunem că într-o stare... Într-o stare oarecum, să zicem, nu tocmai pretabilă producției pe toată suprafața. Și de atunci tot am încercat, am reușit de 2 ani să o exploatăm la capacitatea ei, pe toată suprafața de luciu de apă, și încercăm în continuare să ridicăm producțiile pe unitatea de suprafață. Deci ridicăm producția. De acum cât le avem? În principiu cam între 4 și 5,5 tone la hectar de crap vorbind. Cele speciile din complexul est-asiatic undeva la 500 de kilograme la hectar. Deci avem o producție frumoasă și mergem cu ea în sus. Dar știți că întotdeauna e loc de mașină. Sigur că da. Acum, haideți să mai facem o precizare. Vorbim de o fermă piscicolă unde facem numai finisare, ca să zic așa, sau pornim de la puiet și... Pornim la momentul actual de la larvele de crab, pe care până în momentul actual le achiziționăm de la un centru de cercetare din apropiere. Deci lucrăm cu marfă de cea mai bună calitate. De calitate, cu genitori neînrudiți. Da. E o problemă cu înrudirea genitorilor. Și pornind de la larvele de crap, ulterior obținem crapul de vara întâi. În toamna respectivă, plecând din luna mai cu larvele, în toamna respectivă, septembrie-octombrie, crapul de vara întâi, la o masă corporală medie între 300 și 500 de grame. Asta și datorită faptului că folosim hrană de calitate, extrudată și extrudat expandat. Iar în cel de-al doilea an de producție și în cel de-al doilea sezon vegetativ, popularea crapului de 300-500 de grame în luna martie, în septembrie-octombrie deja obținem crapul de consum la 2-3 kg per exemplar. Deci după un an și jumătate ajungem la un crap între 2 și 3 kg. Unde pleacă peștele de-a dumneavoastră? Pe parcursul verii, majoritatea materialului biologic este livrat către bolțile de pescuit recreativ sportiv, ulterior către firme de procesare, magazine. Peștele părăsește ferma numai în stare vie. Nu comercializăm pește. Deci numai pește viu pleacă de la dumneavoastră, cu toate implicațiile aferente. În general ajunge viu și la beneficiar, absolut. Evident, dacă mergem bălțile pescuit sportiv. Exact. Și acum înțeleg că desfășurați și un proiect european. Este primul an, ca să zic așa, în care am accesat oarecum fondurile europene. Începem și implementarea acestui proiect, în care încercăm să construim și o pensiune, să mergem și oarecum spre un agroturism, pe pescuit recreativ sportiv și eventual și pe consumul de pește direct din ferma piscicolă.
Ceea ce, iată, având în vedere că sunteți aproape de capitală, e un avantaj pentru cei care vor veni. Nu trebuie să se mai ducă, știu și eu, până în bălțile Dunării. Și sigur că da, iar cadrul natural, trebuie să spunem, deci probabil mulți nu știu, este superb, e toată zona dintre Ghimpați și Giurgiu, pe Valea Neajlovului, împădurită, cu foarte multe ape, bălți și zone mlăștinoase, deci e o plăcere. Să dea Dumnezeu să meargă bine. Haideți să povestim un pic, pentru că sunt convins că cei mai mulți, așa cum n-am știut nici eu până acum, n-au idee despre ce înseamnă munca într-o fermă piscicolă. Utilajele, în primul rând, care sunt utilajele fără de care chiar nu se poate? Ce utilaje folosim? Utilajele de decolmatare, în primul rând. În fiecare an, după vidarea bazinelor, toamna, folosim aceste utilaje în scopul de a decolmata amenajarea piscicolă și bazinele piscicole. Deci o primă operațiune tehnologică. Toamna golim bazinul sau scădem apa? Exact. Recoltăm tot peștele, că exact. Așa, îl mutăm în alt bazin. Îl mutăm în bazinele de iernat, unde facem depozite de iernat. Ulterior, de acolo este livrat pe timpul iernii. În momentul când apare podul de gheață, se pescuiește și pe sub acest pod de gheață și livrăm material biologic. Celelalte utilaje... Ok, mă iertați, am vrut doar să punctez. Deci adunăm pește, după aia golim de tot bazinul, decolmatăm. Decolmatăm, lăsăm oarecum acțiunea naturală a razelor solare și eventual a aerului rece și cât mai rece să influențeze oarecum și să dezinfecteze substratul. Practic să distrugem microorganismele, poate unele dintre ele nedorite. Și care ar putea să creeze probleme mari în primăvară. Crea anumite probleme în primăvară, ceva afecțiuni patologice pe materialul biologic. Prevenția e cea mai bună, mai bine prevenim decât să combatem. Ulterior, după acțiunea gerului în primăvară, înainte de inundare, dezinfectăm bazinele. După care le inundăm printr-un filtru, nu ne dorim specii din râul Câlniștea, de unde ne alimentăm cu apă, sau din barajul Ghimpați, acolo ne alimentăm gravitațional, nu ne dorim nicio altă specie străină, mai ales concurentă la hrana crapului, sau eventual ceva răpitori care să ne consume larvele și cuietul predezvoltat de crap. Și după inundare populăm, știu eu cum ne permite vremea, începutul lunii martie, începem populările în scopul obținerii peștelui de consum. Ok, și o ducem relativ liniștiți, ne luptăm doar cu păsările ichtiofage. Cu păsările ichtiofage, dar ne luptăm. Până când vine căldura din iulie și atunci... În momentul când vine căldura în iulie, deja și materialul biologic e oarecum crescut, pe densități destul de mari pe unitate de suprafață, intervenim și cu aeratoare. Aeratoare cu consum energetic destul de ridicat, dar care suplinesc oarecum pierderile de oxigen din apă. Pentru că dacă mai apar și algele care formează plus o barieră la suprafață... care formează o barieră în schimbul de gaze dintre aer și apă, pot apărea probleme gen deficit de oxigen, care duce la o stare de hipoxie sau, Doamne ferește, și anoxie. Iarăși... Practic moarte piscicolă, cum vedem deja din nefericire în fiecare an în câmpia română, în iulie-august vedem peștii plutind pe apă. Pe lângă aeratoare, tocmai de asta v-am zis și la începutul discuției noastre, că folosim și specii din complexul est-asiatic, cu precădere sângerul, care e o specie fitoplanctonofagă, consumă aceste alge. Consumând aceste alge, valorificăm și potențialul trofic al bazinului respectiv, și ne ajută oarecum și în tehnologia de creștere a crapului. Ok, și spuneați mai devreme, la cât ajunge o factură de energie electrică în lunile de vârf? O factură ajunge la 30-40 de mii de lei lunar. Deci, pe lunile de vârf, asta înseamnă iulie, august și septembrie. Numai curentul electric. Da, numai curentul electric. Așa că, ia câtă... 40 de mii înseamnă și o grămadă de motorină, dacă e să facem absolut, o paralelă absolut. Cu fermele de cultură vegetală. Da, avem o problemă. Înțeleg că ați avut probleme acum rezolvate cu hoții. Oarecum, da, prin montarea unei camere cu termoviziune, să putem supraveghea ferma și ziua și noaptea,
pe o cameră dublă și pe timp de zi și pe timp de noapte cu termoviziune. Și oarecum, să zic, am eliminat această problemă cu braconajul sau cu furtul piscicol. Aici deci, e vorba de furt piscicol, nu de deci braconaj. Deci avem, practic, unele dintre cele mai noi tehnologii privința combaterii furturilor. Da, pentru că asta e o mare problemă, auzim. Creează des pierderi mari, chiar foarte mari, furtul piscicol și, în același timp, pierderi apar și datorită păsărilor ichtiofage. Avem aici cormoranul mic, cormoranul mare, care consumă puiet chiar până la 800 de grame per exemplar. Referitor la cormoranul mare, nu, ca și exemplar. Ei consumă poate și până la 5 kg pe zi. Oho! Ca dimensiune exact, de pește. Exact. Nu mai avem probleme cu acești cormorani după ce peștele depășește masa corporală de 800 de grame. Da, probabil nu are puterea să-l mănânce. Exact. Deci până la 5 kg pe zi mănâncă o singură pasăre. Da. Oho! Și vorbim de zeci, poate chiar sute de păsări. Da. Cred că mulți pescari pasionați încercăm să le îndepărtăm. Încercăm să îndepărtăm aceste păsări, fie prin instalații cu ață pescărească întinsă pe bazinul respectiv, din 20 în 20 de centimetri, să nu mai aceste păsări să nu mai aibă acces la materialul biologic. Păi, la un bazin cum e cel din spatele dumneavoastră, e ceva muncă să întinzi firele astea din 20 în 20 de centimetri. Durează cam o lună să putem acoperi un bazin de 6 hectare de altfel. Și bănui că nu are o viață prea lungă o plasă de asta, nu? În general nu sunt rezistente la razele ultraviolete și spre toamnă încep să se rupă, plus și acțiunea înghețului, chiciura, întind aceste ațe în masa apei, se rup, rămân acolo și creăm și alte probleme vis-a-vis de mersul pe apă. Și de băci. Exact. Deci cam un sezon țină plasă din asta. Cam așa. Da. Am avut ani în care au ținut și două sezoane. Ți-a avut noroc. Da, cu puțin noroc. Ce să vă spun? Vă doresc mult succes în continuare, să dea Dumnezeu să puteți dezvolta sensul în care doriți să faceți asta. Chiar mi-ați spus mai devreme că aveți anumite proiecte, vreți să împărțiți niște bazine mari în bazine mici? Bine, pentru împărțirea bazinelor ne trebuie și niște autorizații de construcție și de la actualul proprietar al terenului de sub luciu de apă, și anume Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură. Vrem, într-adevăr, avem bazine poate un pic cam mari ca și suprafață și ne-am dorit să le compartimentăm, să obținem mai multe bazine, dar de suprafață mai mică, pentru că sunt mai ușor de controlat. De gestionat. Din punct de vedere tehnologic. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Mulțumesc. O zi bună.